Unirea Jucu a terminat la egalitate 0-0 meciul cu Avântul Reghin din etapa 19 a Ligii a 3-a. În ciuda remizei albe, meciul în sine a fost spectaculos, cele două echipe trimițând de 3 ori mingea în bară, gazdele ratând o șansă uriașă la ultima fază. Și ne-a lipsit golul, ne-a lipsit, că în rest meciul a avut de toate. Eu spun că a fost un meci bun, spun eu, din punctul meu de vedere. Două echipe foarte bune de Liga 3-a, eu spun că a fost un joc peste nivelul Ligii 3-a. Exact ceea ce a lipsit a fost golul. Schimb, am avut de toate ratări de pe linia porții, ultima fază unde puteam să câștigăm și ei au avut câteva bări, la fel și noi. Deci, pe rasamblu, eu spun că a fost un echitabil scor final. Nu știu calitatea băieților mei și față de adversarul de astăzi, eu cred că am fost și suntem superiori, dar poate nici suprafața de joc n-a fost una foarte bună, n-am reușit să fructificăm ocaziile pe care le-am avut. La fel de bine și adversarul de astăzi putea să înscrie dintr-o fază în care nu s-a aștepta nimeni. Da, luând-o după aspectul jocului, poate fi considerat un rezultat echitabil, dar eu nu sunt mulțumit de acest rezultat. 23 de puncte are Avântul după 19 etape, se află pe locul 9 și se pregătește să dea piept în deplasare cu Comuna Recea, ocupanta poziției a 3-a în clasamentul provizoriu.